Prieteni, vă salut, vă doresc un Paște fericit și multă, multă sănătate. Băi, sănătatea este cea mai importantă. Dacă ai sănătate, le faci pe toate. Hristos a înviat. Vedeți voi? Stau și mi-amintesc prin câte am trecut. Plecat de la 17 ani jumate de acasă în Spania. Stau și mi-amintesc prin câte am trecut. Dar vă spun o vorbă. Întâmplările grele, întâmplările urâte din viață, acum sunt amintiri frumoase. Pentru că stau și mi-amintesc și îmi dau seama cât de puternic am fost dacă eu am trecut prin toate astea. Băi, când treci prin probleme în viață, când treci prin întâmplări grele, cum spun eu, urâte, și ai trecut de ele, stai și te gândești, băi, cum am trecut, băi, ce am întâmpinat, băi, cât de puternic am fost, băi, cât de puternic sunt dacă eu am trecut prin toate astea. Și uite așa, dau eu acum timpul înapoi, ani de zile, nu mai știu prin ce an s-a întâmplat, dar sunt mulți ani. Dar știu că s-a întâmplat înaintea Sfintelor Sărbători de Paște. N-am cum să uit asta niciodată. Stăteam cu chirie și a venit proprietarul, atunci nu cunoșteam eu legea, nu știam eu legea, cum stă treaba, cum... Na, eram la început. Acolo, prin Spania, nu cunoșteam legile. Și a venit proprietarul de la apartamentul unde stăteam în chirie și zice, Adrian, uite, mai ai o săptămână de stat în casă, că am pus casa la vânzare și eu trebuie să vând casa. Te rog frumos să-ți cauți în altă parte, zice, și să pleci că mi-a venit client la casă și peste o săptămână intră clientul în casă. Dacă eu nu cunoșteam legile atunci și nu știam cum e treaba, am crezut. Zic, bă, gata, trebuie să plec. Bă, omul, într-adevăr, își pusese casa la vânzare și astea s-o vândă, dar nu cum spunea el că să plec într-o săptămână. N-avea cum să-mi dea termen doar o săptămână. În fine. Băi, prietenilor, și atunci îl aveam pe Pufi. Băi, și stăteam atât de rău cu banii. Pai, de capul meu, eram în pom și pom în aer. Dezastru. Și am început să caut o garsonieră, vă zic, să caut o garsonieră, să caut ceva fără mobilă, că erau mai ieftine, știi? Să n-aibă mobilă, să n-aibă asta, să mă încadrez în banii care i-aveam eu atunci. Puțin rău de tot. Băi, puțin. Dar eu aveam speranță. Speranța moare ultima, cum e vorba aia. Și zic, băi, să caut. Și am căutat și am tot căutat. Și am găsit o garsonieră, mi-aduc aminte, n-avea mobilă. Și zice proprietarul, da, știi, ca să știi, zice, îți spun dinainte, eu nu vreau mascota, nu vreau câini. Pisici, astea, animale, nu vreau în garsonier. Mă, zic, da, și o aveam, vă dați seama, l-aveam pe Pufi. Băi, nu se poate, vede ăsta, zic, îmi fac probleme, n-am cum. Mai caut. Băi, și am căutat, ce credeți, n-am găsit, că erau bani puțini. Erau garsoniere de închiriat și cu mobilă și fără mobilă, dar... Nu la bugetul meu ăla mic, înțelegeți? N-aveam, era greu, mă, treceam printr-o perioadă grea, nu știu, care mi-ați ascultat întâmplările din viață ce le-am povestit. Dacă vă aduceți aminte, v-am povestit odată când făceam eu bișniță și mă duceam și vindeam training-uri Adidas, cumpăram de la Hot și le vindeam la târg. Dacă vă aduceți aminte, v-am povestit perioada când mi-a confiscat poliția marfa.
Și v-am spus eu că am rămas fără niciun ban și am zis că o să vă povestesc continuarea atunci, dacă vă aduceți aminte. Perioada aia atunci se întâmplă asta ce vă povestesc acum. Băi, și stăteam rău de tot cu banii. Bun, a venit ziua să plec. Așa cum a zis ăla, o săptămână să pleci. Băi, și-mi strâng bagajele, aveam eu ceva marfă. Ce mai mergeam cu ea pe la târg, puțină marfă, da. Strâng tot, haine, bagaje, pun în mașină. N-aveam multe, stați liniștiți, nu aveam cine știe ce bagaj. Cum e vorba aia, ce-i pe mine și șifonier. Am strâns tot ce aveam eu acolo, da. Că omul strânge, e strângăreț omul. Și am pus în mașină, aveam un Opel Vectra atunci. Mi-aduc aminte, îmi luase mașină. Aveam permis. Bă, și aveam un Opel Vectra. Că eu am mers la târg înainte să-mi iau mașină, înainte să am permis. Luam cu geanta în spate, m-am chinuit mult și pe urmă am dat de permis, mi-am luat mașină. În fine. Și îmi pun bagajele în mașină, eu, Luminița și Pufi. Hai să mergem. Unde să mergem? Băi, nu mă înduram nici de bani să mă duc la hotel și să dau banii pe hotel, să stau 2-3 zile la hotel și pe urmă, gata, s-au dus banii și să n-am ce să fac, cu ce să mă descurc, că banii ăia mă gândea zi, fac ceva și alea. Băi, fraților, și tragem mașina într-o parcare și ce zicem? Hai să stăm aici o noapte să vedem mâine ce facem. Să vedem mâine încotro, să vedem cum facem, ce facem, să găsim ceva unde să stăm. Băi, și-am tras mașina în parcare acolo și am dormit. Toți trei. De dimineață vă dați seama cum ne-am trezit. A dormit în mașină. Și am mai dormit o noapte. Și am mai dormit încă o noapte. Era o benzinărie acolo în apropiere și avea duș unde veneau camionagii, unde veneau tiriștii și își făceau duș acolo. Băi, și am mers, ne-am făcut duș acolo, în fine. Și am stat în mașină, am dormit în mașină cam vreo săptămână de zile. Cam o săptămână am dormit în mașină. Într-un final, ca să vezi că Dumnezeu, vezi, Dumnezeu e sus și Dumnezeu are grijă de fiecare. Să vedeți ce s-a întâmplat. Păi zic, cum să mă duc la târg? Că era mașina, venise zi de târg, trebuia să mă duc la târg. Zic, ia uite bă, zic, cum am plecat eu la târg? Am plecat cu geanta. N-aveam mașină atunci. Ia să îmi iau geanta frumos, mai pun că și așa n-am multe. Asta aveam câteva training-uri, câteva perechi de Adidas. Zic, îmi pun marfa aici frumos, pac, pac, îmi iau geanta la spinare și plec. Că sunt obișnuit, zic, știu cum e. Că de-aia eu v-am mai spus și vă spun. Eu știu să trăiesc și cu puțin și cu mult. Sunt obișnuit cu toate stările. Că am trecut prin ele, am plecat de jos. De jos am plecat. Și zic, bă, îmi pun în geantă și mă duc la târg. Băi, fraților, îmi pun marfa aia geantă și plec cu ea de acasă, mă duc la târg. Bă, și mă întâlnesc cu un prieten. Era prieten, pot să zic. Prieten de combinații. Era hoț omul, fura din magazine haine și eu cumpăram de la el, că v-am spus cum stă treaba, de la cine lua marfă. Băi, și mă întâlnesc cu ăsta și zice, ce faci, băi, rusule, unde te duci, băi, frate? Băi, mă duc la târg,
Mă duc la târg să văd și o Marfa. Nu i-am spus eu că dorm în mașină. Nu i-am spus eu ce situație sunt, ce nu. No. Băi, mă duc să-mi văd Marfa și... Păi ce Marfa ai tu acolo? Păi era o geantă mică și acolo era toată Marfa mea. Păi ce Marfa ai, mă, tu nebunule? Zice, tu ești nebun, ai Marfa? Să te duci tu cu ea la târg, te-a nebunit Dumnezeu, ce ai? Unde te duci? Băi, mă duc, mă, să vând, zic, băi, am nevoie de bani, zic, e... am nevoie de bani. Băi, fii atent, hai ca să îți dau, zice, o treabă, să faci treabă dacă vrei să faci. Hai că am văzut că te-ai descurcat data trecută cu geamantanul, cu machiaje, cu rimel, cu dalea, cu rujuri, cu... Că v-am povestit unde m-am dus cu geamantanul la... să-l vând cu astea, cosmetice. La club, unde erau femeile. Și acolo l-am vândut la fetele alea de acolo. Zice, hai că uite, mai am pentru tine, am un geamantan cu rimel, cu machiaje, cu rujuri, cu de-astea. Ce zici, te bagi, te duci să le dai? Mamă, în gândul meu, Doamne, de unde l-ai scos pe ăsta în calea mea? Doamne, cum ai făcut minunea asta pentru mine, că-l iau și-l pup? Zic, bă, tu ești nebun, mă mai și întreb la... prin ce trec eu acum, prin situația mea grea și asta. Zic, tu mă mai și întrebi? Tu mă coace, zic, că mă duc acum să vând. Dar zic, fii atent cum stă treaba, eu n-am banii să ți-i dau acum. Ai, mă, zice, stai liniștit că mi-am dat eu seama, te duci la târg. Ce să vinzi la târg? Ce ai acolo? Două, trei perechi de Adidas și două, trei training. Ești nebun la cap? Eu nu mi-am dat seama că e situația grea, nici nu trebuie să-mi spui. Hai la mine. Păi, dai iar Dumnezeu sănătate la băiatul ăsta pe unde o fi. Mă duc la el acasă, îmi dă geamantan. Păi, de-aia, mă, pe mine nu m-a interesat că ăla-i hoț, că ăla-i așa, că ăla-i așa. Nu. Dacă cu mine este om și a fost om, pe mine nu mă interesează ce face, cu ce se ocupă, care-i trecutul lui, care... Nu mă interesează. Fiecare se descurcă cum poate. Nu sunt eu Dumnezeu să judec pe nimeni. Înțelegeți? Băi, și ajung la el și îmi dă geamantan, uite așa. Pa! Băi, când am văzut geamantanul ăla, gata, știam că e vorba de câteva sute, o mie, o mie și acolo marfă. Băi, pa, am luat geamantanul ăla, nici nu vă mai spun. Am luat geamantanul, du-te, planet. Bang! Mă duc, îl duc acasă, îmi pun în geantă mai mică și aștept să facă seară. Nu mai m-am dus la târg. Ce să mai caut la târg cu trei perechi de Adidas, nu mai știu câte aveam, și două, trei, patru traininguri. Ce dracu să... n-au mai. M-am dus acasă, mi-am pus toate alea într-o geantă, am pus câte 20, câte 30 de în fiecare. Ruj, rimel, de-ala, într-o gentuță. S-a făcut seara. La club, zbang. Fetelor, uitați ce am aici, ia uitați-vă. Pac, ia uite, de-astea, de-alea, de-alea. O, oh, că vreau și eu, o, oh, că vreau și eu, o, oh, că vreau și eu, că vrea așa, că vrea așa, că vrea așa. Bun. Pac, le-am vândut, m-am dus acasă, am mai luat, iar am venit, iar m-am dus și la altă, de asta, la alt club, la altul. Băi, am vândut marfa, mă. La două, trei cluburi, mi-am vândut toată marfa. Tot ce aveam acolo. Vă dați seama cât de bucuros eram. Vă dați seama cât de fericit eram. Ajung acasă, duc geanta asta, mă duc la băiatul ăsta. Îl sun, băi, unde ești? Ce ai făcut, nebunule? Era noapte, era târziu, ce ai făcut, nebunule? Deci, în noaptea aia l-am vândut pe toate. În noaptea aia m-am dus acasă, am luat și uite așa am făcut curse, le-am vândut pe toate. Nu m-am dus cu mașina, că în mașină era luminița, era pufii, stăteau acolo la parcare, nu aveam cum să mă duc cu mașina. Deci eu puneam în geantă și o luam pe jos, pac, până la club, pac, până... Ce taxi, că nu... Auzi, când ești în situație de asta, nu te mai gândești la taxi, nu te mai gândești. Te gândești să-ți rămână niște bani să faci ceva, înțeles, să dai înainte. E greu, mă, e greu. Când ești în situația asta, e greu. M-am spus jos. Și du-te, pac, 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 le-am vândut. Îl sun pe ăsta, era noapte, era târziu. Eu știam că stă, nu doarme. Ce ai făcut, nebunule? Băi, uite așa, așa am banii să ți dau. Lasă, frate, că mi-i dai mâine, ne întâlnim mâine. Bine, mă. Eu l-am sunat de bucurie să-i dau banii la om, știi? Următoarea zi mă întâlnesc cu ăsta, îi dau banii. Zice, băi, vândut toate alea.
Da, frate, le-am vândut. Bravo, mă! Păi el nu m-a întrebat unde, că nici data trecută nu m-a întrebat unde le-am vândut și cum. Nu! A el se întreba, bă, unde le vinde ăsta, că el, ce credeți, că n-a întrebat pe la magazine, pe colo, pe dincolo, magazine de marocani, magazine de spanioli, dar nu lua lumea, că le era frică să cumpere așa ceva, știi, să bage în magazine sau, eu știu, nu se vindeau, nu știu. Deci el nu le-a vândut, de-aia mi le-a dat mie, Dumnezeu a făcut așa. Să-i facă și lui un bine și să-mi facă și mie un bine, că eu i-am dat și ceva peste banii lui, i-am dat ceva. În fine. Și am vândut toată marfa. M-am dus la mașină, ce acasă, auzi de acasă, vezi, eu am ăla, m-am dus acasă. M-am dus la mașină. M-am dus la mașină, băi, Lumința, zic, uite, am vândut asta și i-am dus banii la băiat, poate vând mișca asta. I-am dus banii la băiat, uite, gata, caut acum. Băi, fraților, ce m-am pus pe căutat, să caut apartament. Băi, mi-era greu să găsesc apartament, că nu închiriau dacă aveai câine, pisică, animal. Erau puțini care închiriau, știi? Mulți făceau figuri, nu, 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 nu. Dar nu renunțam eu, mă, la pufii, că nu, mai bine am preferat să dorm în mașină. Cum să renunț? Că mi-a spus unul ce, lasă-ți câinele, abandonează, zice, și îmi venea să-i dau una în cap. Tu ești nebun cu... Păi mai bine dorm în mașină. Dorm cu câinele în mașină, dar nu-l abandonez. Cum să fac așa ceva? Nu există așa ceva. Și uite că Dumnezeu mi-a ajutat și am trecut peste. Băi, prietenilor, și mi închiriez un apartament. Pac, aveam bani, gata. Mi-am închiriat apartament, am umplut frigiderul, bineînțeles, prima dată. M-am dus, am umplut frigiderul. Am completat toate lipsurile, toate problemele. Vedeți voi, când eu mi-amintesc întâmplările astea grele, întâmplările astea urâte, care acum sunt amintiri frumoase, și poate vă întrebați, păi, de ce ajut tu oameni? Ați văzut că am mai ajutat oameni și ajut de fiecare dată când am și pot, cu cât pot, că nu sunt nici eu, cu cât pot acolo, cu puțin ajut. Ajut. Nu că să mă vadă Dumnezeu, Doamne, uită-te la mine că fac o faptă bună acum, fii cu ochii pe mine și să... Nu mă... Dar eu mi-aduc aminte de clipele alea grele prin care am trecut eu. Și zic, băi, e greu la omul ăsta. Băi, amărât nu are. Stai să-l ajut. Stai să-l ajut că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci Dumnezeu lucrează prin mine. Hai să-l ajut ca să-l fac fericit. Că eu știu cum e. Eu am trecut prin toate astea și eu știu când eram jos și primeam un ajutor, eram cel mai fericit. De-aia v-am povestit cum am ajutat mulți oameni care dormeau pe stradă. Și le-am închiriat apartament sau le-am plătit chiria. Știți că v-am povestit cu omul ăla de n-avea să-și plătească chiria. Și i-am dat bani să-și plătească chiria pentru că eu știu. Știu cum este să treci prin toate astea. Viața, dacă nu treci prin ea și prin greutăți, nu vezi cum este ea cu adevărat. Dacă ești numai bine și numai bine și numai bine, nu-i vezi pe aia amărâți. Nu-i înțelegi pe cei amărâți, nu-i înțelegi pe cei care dor pe stradă, care dor prin mașini, nu-i înțelegi. Și atunci pe mine, de-aia m-a dus Dumnezeu și nu sunt supărat pe Dumnezeu, eu îi mulțumesc că m-a dus prin toate stările, de-aia Dumnezeu m-a dus să văd cum e să dorm în mașină, să văd cum e să nu am ce să mănânc. Și a zis, păi, dacă vreodată ajungi și tu mai bine, nu bogat, ajungi mai bine să nu uiți cum e să fii așa. Înțelegeți? Și atunci de-aia am ajutat și ajut de câte ori am ocazia și pot, ajut oameni. Pentru că este ceva frumos. Știi cum e? Dacă mergi într-o mașină, vă dau un exemplu. Dacă mergi într-o mașină scumpă, mai ales dacă e scumpă și mergi așa pe stradă și conduci și te uiți pe geam,
și vezi stații de autobuz, oameni în stația de autobuz. Da, ți se pare un peisaj normal. Tu nu știi de ce sunt oamenii în stația de autobuz. Vezi un om că stă pe o bancă și mănâncă. Tu nu știi de ce a ajuns omul ăla să stea pe acea bancă să mănânce pe bancă. Îl vezi pe unul că doarme jos pe stradă, zicea boschetar. Ce înțelegi tu prin cuvântul boschetar? De ce a ajuns omul ăla în situația aia? Deci, tu dintr-o mașină scumpă, dacă mergi așa și te uiți, și nu neapărat scumpă, orice mașină, mergi, conduci și te uiți afară din mașină, vezi viața altfel din mașină. Mai ales dacă e scumpă, o vezi complet diferit. Dar dacă cobori din acea mașină și te duci să stai în stația de autobuz, aștepți autobuzul, să auzi ce vorbesc cu oamenii, mergi la metrou, mergi între oameni amărâți, atunci înțelegi ce este viața pe pământ. Prietenilor, eu am ținut neapărat să vă povestesc întâmplarea asta. Sunt sigur că ați înțeles foarte multe din ea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, o distribuire. Vă spun încă o dată Paște fericit, multă sănătate. Și dacă cumva, nu știu, mie îmi place să cred că nu am dușman, dar dacă cumva am dușman și eu nu știu, eu vă salut și pe voi, vă doresc un Paște fericit și vouă și multă, multă sănătate. La toți oamenii, nu dau voie răului să intre în mine, că răul mai intră și zice, bă, nu-i saluta pe aia răi, bă, nu-i saluta pe aia care ți-au făcut rău, nu, salută-i, dar nu. Eu zic, pleacă, mă, de aici, răule, pleacă, mărș, hop, înțelegi? Îl iau la goană pe rău. Zic, pleacă de aici. Nu intra în sufletul meu, lasă-mă să iubesc toți oamenii. Indiferent că ai fost bun cu mine, că ai fost rău cu mine, eu te pup și te respect. Dacă ai făcut-o, o să-ți dai tu seama mai târziu că n-ai făcut bine și ai să regreți ceea ce ai făcut. Zici, n-ai făcut bine. Bun, fraților, eu vă las. Încă o dată vă spun multă sănătate. Nu uitați de un like, o distribuire, ca să audă toată lumea clipul ăsta frumos. Dumnezeu mi-a dat mie vorbele astea și Dumnezeu mi-a dat mie asta ca să vi le spun. Eu de-aia am trecut prin viață. Să învăț de la viață. Numai bine. Să fiți sănătoși și fiți buni. Fiți buni. Că viața e frumoasă. Trebuie să iubim natura. Eu iubesc natura. Eu de-aia fac vloguri de aici. Iubesc viața. Și vă iubesc și pe voi. Vă pup.